Majoritatea sportivilor și cailor prezenți în ultimele 2 săptămâni la Piatra Neamț vor participa și la cele 3 competiții din luna octombrie. La categoria amator va fi prezent și Ioan Comșa de la CSM Sibiu, care este și proprietar de cai și care în această perioadă s-a simțit foarte bine în baza hipică din Strandul Tineretului. N-am fost săptămâna trecută, am venit acum. Fetița mea călărește mai mult și ea era cu examenele, am venit doar la acest concurs, dar ne place foarte mult aici la dumneavoastră, o zonă foarte plăcută, gazdele foarte primitoare, iar condițiile de concurs sunt excepționale. Sunteți și proprietar de cal? Suntem proprietari de cai, avem mai mulți cai și datorită fiicei m-am apucat și eu, la amator, la o vârstă destul de 50 de ani, am început să fac sport de performanță. Acest sport poate fi făcut până la adânci bătrânețe, dacă suntem în stare. De unde pasiunea? De unde va veni iubirea și pasiunea pentru cai? Cred că dintotdeauna am avut-o, n-am avut niciodată, nici de mic, așa, dar mi-au plăcut aceste animale, caii și câinii. Sunt singurele animale care îmi plac foarte mult și probabil fiica mea a moștenit această pasiune, ea s-a apucat și îi place foarte mult, ea face probleme mai mari, iar noi, pe lângă ei, susținem cu drag. Cum se numește fata dumneavoastră? Comșa Mădălina. Ce ne puteți spune despre acest cal? Puțin cam în răvaș. Da, este un cal de spor românesc. Este de talie foarte mare, într-adevăr, promite mult. Acum, la probele mai mici, la amator, la 1 metru, la 1 metru și 10, acum să-l vedem mai departe ce progrese va face în continuare.